Vezi în sincer, poți să dorm cu tine sau nu? Ce, nu știu ce să fac, bine, ajută-mă. Vedem ce facem sau vrei să stai opără aici? Ce frumos ești. Salutare toată lumea, sunt Sai. Azi alături de Ana, iubita mea, o să îmi testez prieteni. O să încercăm să vedem ce prieteni ai mei sunt real. Pentru că dacă te știți, Robi, azi ăștia ai mei de fake OG de, au fost pe canalul tot de una. O să-i sune Ana. Îmi zice ceva gen că ne-am certat foarte rău. Eu îi sun eu și mă fac așa că plâng și chestii. Și m-ai dat afară din apartament. Și de dorm la ei. Îl sunăm pe Robi. Puțin că pe Robi nu pot să-i cer să dorm la el, că suntem tot la el gen. Îl suni? M-am certat rău cu tine acolo la mall, știi că acolo la mall. Da. Tata, Robi, o să mă întrebe de ce nu mă duc la sorul meu. Sorul meu e plecat. Nu e acasă, improvizăm pe moment. Hai să sun. Bă, eu nu prea sunt obișnuit să fac vloguri de genul, pentru că mi-e place să fac vloguri de-astea mai tare, mai muncit. Dacă vă plac vlogurile astea și vedeți susținere și vedeți multe like-uri, dați subscribe și facem abona și chestii și o să-și facă și Ana canal și chestii, atunci mai fac follow pe Insta la amândoi, pentru că noi facem 100.000 de follow-uri, neapărat. Mie n-aș părău. Mamă, sunt chiar să curioasă cu reacția. Te faci că plângi? Da. You are in the program. Hai că nu degeaba faci actorie. Hai. Bă, spuneți în comentarii dacă crezi că unul din prieteni acceptă. Bazi, nu cred că o să mai zică nimic. Am o presimțire că Paul Zic că pot să vin la el. Zici? Dă-i tare, mai lângă camera. Deci eu sunam. Frate, acum mă. Nici nu mi răspunde. That's loyalty. Da, Ana. Bă, ce faci? Știi tu că unde ești? La care? Cu cine ești acum? Cu Catracu și o fată. O să-mi iau un păr până la tine și să-mi dai șerlochii și să vin până la tine. Vrei să vin eu să te iau din cartier? Nu sunt cartier, mă lăsă Darius la Băneasa. Da, dă-mi și-o, vă rădau șerlochii și nu. Da, pe WhatsApp, nu știu ce să fac, Robi. O să stai tu cu mine, că nu înțeleg care e fufoaza, ce nu fac fufoaza, n-aș par rău, rău, rău de tot. Și nu știu ce să fac, bine, ajută-mă. Bine, vin, vrei să vin eu la Băneasa să te iau? Vedem ce facem sau vrei să-ți dai Uber aici? Nu, că mi-au Uber, îmi iau Uber și plătesc cu card. Încearcă cumva să pară că te dai la el, că așa dată așa. Bă, e frumos din partea ta, apreciez rău de tot, bă. Bine, hai, o să cobor când ajungem, deci. Bine. Nu, nu, da, eu te-aș ajuta și dacă ai fi gagica lui oricine altcineva, gen. Bă, mai zi vrut acum, mă rău de tot. Bă, a fost bine rău. Da? Da. Gen, așa nu te-a ajutat ca să-mi facă ceva. Gen, mă ajută ca om. Da, tu ești tristă, dar nu așa, ca așa. Îmi pare că plângi pe bune. Da? Da. Of. Hai să mai sunăm pe cineva. Sunăm pe Spaci. Oricum Robi nu cred că o să plece după mine. Oricum la Spaci o să fie mai ok, că gen la Spaci că bă, pot să vin să stau la tine. Da, 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 că Robi stă cu mine, da. Chiar n-are unde naiba să ducă. Încearcă să nu plângi așa rău, să fii tristă și să zici dacă poți să dorm la el. Fix asta îi zici, dacă poți să dorm la el. Bro, mamă, cât de bine te-ai descurcat. E scary un pic, nu? Da. Acolo sunam pe Spaci, dar nu pot să vă arăt pentru că n-are numărul și să vedeți. Dar s-ar putea să nu răspundă, să creadă că e ceva abonat. Mai sună o dată. Mamă, Robi, că-i dă mesaje. Dă două locații, am de două adrese și face să-mi dai mesaj cu 2 minute înainte să ajung să cobor. Mă sună, mă sună, mă sună, mă sună. Ia, ia, hai. Taci, să taci. Alo, bă, sunt Nana. Bă, ce faci? Bă, am o problemă, bă, dar nu știu dacă pot să mă ajut. Gen că uite, gen cu Robi nu pot, n-am cum, că gen nasta cu Darius și chestii. Și vreau să te rog pe tine că Paul e la Suceava și mă certai rău, rău, rău de tot cu Darius. Gen, să plec din partea mea și sora mea nu e în București și zici, nu știu unde să mă duc și dacă pot să stau la tine, te rog. Nu. Mai ce, mai ce, că te nu că plângi rău? Sună, nu știu, vorbește cu el, bă, dar te rog pe bune, chiar am nevoie de tine la faza asta, știu că nu te-am suportat prima dată, a fost faza aia, dar chiar te rog din suflet, bă, că nu știu cu cine să vorbești și tu ești primul la care m-am gândit. Hai, lasă-mă să vorbesc eu cu el. Bă, nu-l sun, nu-l suna, că nu vreau să zică că vin la tine, că după îmi sare și mai rău în cap, dar chiar nu știu unde să mă duc. Hai, lasă-mă, lasă-mă, să mă duc vede la sorul meu și n-am cum, nu-l suna, te rog. Maaa! Bă, vine! Ia că mă sună pe mine. Îi răspunzi? Da, mă compor puțin urât. Da. Iată, tu mai sună la te și zic că vrei neapărat dom la el după. Dar nu e spazi, da? Nu știu dacă te focusează, dar da, mă. Bă, mă lăsa mișto, mă? Ce vrei, mă? Mă ce vrei? Ii, mă, dacă ai de zis ce. Cum am certat cu Ana și n-am niciun chef. Nu faci mișto? Ce vrei? Jură-te că nu faci mișto. Cum pace, te pupa. E ce faci, ai face tu. E exact cum ai face. Nu! No! I mean... Hai, îl sunăm iar, da? De la tine. Zic că vrei să dormi la el. A, mă sună pe mine. Îl sun eu insistent, îl sun insistent la da. Mine. Îl sună pe Robica, mă. Te prind nebunii. Da, dar și Robi ce poți să-i zică? Că ne certarăm. Da. Că pe Robi nu rugai să dor la el. Mi-a dat spații mesaj. Bă, mă sună gagică ta că te-ai certat cu ea. Și am zis răspunde, ce vrei să fac? El zice că face mișto de ea. Am zis lasă-mă. Nu mai răspunde, spazi. Sună-l pe Robi. Sună-l pe Robica. Da, cu dă-te la el. Zic că vrei să dormi cu el la Luca sau ceva. Ah. Bă. Tu dormi la Luca? Nu. Păi și n-are cum gen să dormi la el? Dorm
Tu la Luca? Gen, și eu și tu, gen, să dormim amândoi. Împreună. Bă, dacă vrei, plecăm de aici, pot să te las pe tine în sufragerie și să dorm eu că stai. Nu, nu ai ideea, nu înțeleg. Stai, nu mă mai lasă să stau în apartament. Stai, nu mă mai lasă să stau în apartament, că zice să plec. Păi și vorbesc eu cu el. Nu, e supăra rău de tot. Nu o să te supere pe mine, n-are voie să fac așa ceva. Nu știu, bă, dar e supăra rău de tot, bă, Robi. Bă, am nevoie de tine. Nana, rezolv eu, doar vin aici și plecam amândoi cu mașina. Mergem la apartament și vorbesc cu tine. Eu nu așa vorbesc cu el, dar o să mergem direct la apartament. Chiar n-avem cum să facem așa, gen, eu vreau să dorm cu tine la Luca. Bă, eu nu vreau. De ce? De ce? A, fii atentă, la Luca e gen gagica ta. Poți să dormi, dar o să dorm cu gagica ta și dorm eu cu Luca. Hai, lasă-mă că doarme cu mine. Chiar e ok, Robi, a dat mesaj, mai plângi, mai de-astea. Am zis că nu, că eu vreau să dorm cu tine. Azi, bă, eu nu prea vreau. Mai sunt pe spazi. Bă, dar spazi, chiar nu m-aș putea baza pe frate. Nu, chiar nu. Omul efectiv se activa, e să vă dai și nu ți-a mai răspuns. Da. Păi atât de okay. Bă, cu cine vorbești? Ți-a dat bloc? Bă, ce-ar? Aș face chestia asta cu pâr, cu ăștia, cu prietenii noștri din cartier, pentru că e mult mai tare, că cumva gen, au fiți lângă ei și ar putea n-a să ducă. Dar, nu se cunoaște așa bine cu ei. E weird, da, mă, de vedere să sune pe mădă, pe gami, pe zbâr, să-i sune, să le zică, bă, pot dăm și-o la tine și ăla n-a vorbit aproape deloc cu ei niciodată. E weird as fuck. Da, măcar cu ăștia se cunoaște. Îl sunam pe Bess Norris. Aceeași poveste? Aceeași poveste, dar nu mai plânge atât de tare și încearcă cumva să-i zic dacă pot dorm la el. Și cum să răspundă, să zică, alo? Vezi că răspunde repede Norris. Alo, bă, sunt Nana, nu știu dacă ai numărul meu. Da, bună, Nana. Bă, am o chestie, am o situație, mă certai un pic, am rău cu Darius și știu că să plec din apartament și chestii și gen, soțul meu nu e în București și nu știu unde să mă duc, gen, nu știu dacă am la cine să dorm. Asta-i prank? Nu, gen, e furiel. Bă, deci, dacă e prank, ok, nu e vere, că n-aș glumi cu chestii de genul, că e nașpa. Ia-te-mă camera, băi, nu ai cum, că să ajuți oamenii că când simplu. Adică nu știu, nu merge ceva de ținut când... Nu am o problemă, n-am. Adică eu te-aș ajuta cu mare drag. În primul rând, mă respect că ești împreună cu site, așa, și chiar dacă te depășiți în moment greu și așa, te ajut cu drag și așa, n-am o problemă. E că dacă accesul la mine, da? Nu mă veri, gen, chiar fur el, fur nașpa, rog de tot, fur o fază. Povestesc dacă e când vin, n-am unde, frate, că puii mei voia să vorbesc cu Robi, dar Robi e aici și n-am unde să dorm altundeva și se că să nu mai vin în apartament. Și de-aia te sunai pe tine, că n-am cu cine, efectiv, n-am unde, dacă sora mea nu e aici, am unde să mă duc, m-am gândit la tine. Băi, nu știu că poți să dorm cu tine sau nu? Mă, băi, zic sincer, poți să dorm cu tine sau nu? Nu pot să trăi, nu pot să mă trăi, nu pot să te numai care nu mă aude. Dar m-a dat de gol, mă, băieți, nu mai să-ți face un prank. Mă, veri, ce prank, frate? Chiar nu mi-arde, chiar nu mi-arde de-astea. Da, o fi Nana? Dar cine, mă, frate? Măi, la mișto tu acum, lasă, nu risc că-mi găsesc. E bun, e gata, pa! Wow! Bă, vezi, Noris, puteți zice că a trecut. A trecut, lejer. Hai să mai sunăm pe Paul, ia. Paul, 2 metri. Dă-te mai rol la el. Bă, ce faci? Sunt Nana. Dormeai? Nu. Scuze dacă te deranjezi, bă, am și eu o problemă. Ești acasă? Da. Gen, în București? Nu, să ce poți să ajut? Este, mă certai rău de tot cu Darius și să că nu mai pot să mai stau în apartament. Sora mea la târgu și la ei mei. N-am cheile de la apartamentul ei și nu știu că nu știu unde să mă duc. Da, s-a întrerupt filmarea, ideea e că s-a terminat bateria la cameră și am închis direct lui Paul ca să nu continuăm conversația. Stai că mi se închisese, nu știu ce, mi se blocă display-ul. Mi-e certat super, super rău. Nu știu, bă, ești prima persoană la care mă gândi cu care să vorbesc. Efectiv, n-am cu cine. Ce ți se pare normal? Tu ai face cuiva așa ceva? Că eu mai am și treaba o să trebuiască să plec la Bișpris după și până atunci nu pot să mă întorc. Mă duc și mă întorc, nu știu, n-am cum să fac, nu vreau să afle mei că m-am certat cu Darius și vreau să stau la tine până am treabă la Bișpris. Dacă nu te deranjează, ce să stau? Dai seama că poți să stai, când ai nevoie. O să stau, te las pe tine să dormi, dar îmi place pe tine pe. Dacă nu te-ar deranja, gen, să dorm cu tine. Nu se poate. Uit acum să-ți caut, nu știu ceva pe acolo, prin Cosmopolis, cum aș te duci. Tô.
panică și eu. Hai, filmat cu telefonul. Da. Închide. Da. Stai puțin că mă sună mai mister. Mă, ce facem? Omul meu dă un mesaj la proprietar pentru mine. Caută unde să mă duc în Cosmopolis. Ce facem? Ia, sună și vorbesc eu. Hai, sună. Hai, sună. Nu mai pot rog. Știi deja cu prea multă lume, știi? Da. Gata, eu... Da. Mă auzi? Frumos prank. La început am crezut ce vine că întreba de asta mai... Cum aș fi putut să dau pe afară pară, ești nebun? Era să sparg camera. Mulțumim mult că v-ați uitat la vlog, dacă mai vreți vă curdați, uitați, dați un like acolo, să intrați live-ul, susținere și așa. Vă ocupăm, eu am fost Nana, iar follow pe Insta și... Adio.